cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică așezată transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă. Tema se adresează clasei a 5-a, Competența generală numărul 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinilor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport sau în alte spații special amenajate. Locul în lecția de educație fizică poate fi după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală, pe unitate de învățământ sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică, trambulină dură. Gimnastica în școală. Cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În clasa 5-a, săriturile la aparate au următoarele elemente de conținut. Săriturile în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică așezată transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă. Cunoștințe despre criterii de evaluare a unei sărituri și informații cu caracter sportiv. Cunoștințe despre criterii de evaluare a unei sărituri. Se evaluează corectitudinea execuției fazelor săriturii, pondere 50% din nota finală, amplitudinea zborului, pondere 25% din nota finală și precizia aterizării, pondere 25% din nota finală. Se acordă elevului două încercări, notându-se cea mai bună reușită și înregistrându-se cea mai bună notă. Lada de gimnastică este din lemn și are o formă trapezoidală pentru stabilitate mai bună. În funcție de fabricant, poate fi compusă din 5-8 module sau cutii. Modulul superior, sau capacul, are deasupra un material mai moale care este capitonat cu un material rezistent care poate fi igienizat. În școală, în funcție de modulele folosite, poate avea o înălțime de la 40 cm capacul până la 1,20 m în funcție de modelul acesteia. Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică așezată transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă. Descriere tehnică. Elanul este relativ scurt, 7 pași și alergarea este uniform accelerată. 1. Bătaia, energică pe ambele picioare, se realizează la capătul îndepărtat al trambulinei. 2. După bătaie, palmele se așează pe mijlocul lăzii, concomitent cu ridicarea energică a bazinului, cu genunchii la piept și așezarea tălpilor pe ladă, obținându-se astfel poziția de sprijin ghemuit. 3. Din această poziție se execută o desprindere explozivă pe verticală, continuată de un zbor în extensie, corpul fiind bine întins, extensia realizându-se în principal din trunchi cu ajutorul brațelor, capul efectuând o ușoară proiecție înapoi. 4. În partea descendentă a fazei de zbor trebuie pregătită aterizarea, care trebuie să fie elastică și sigură. 5. Indicații metodice exerciții. Cu palmele așezate pe ladă, sărituri de pe loc cu așezarea tălpilor pe ladă un modul sau două module Același exercițiu se poate realiza și cu trambulină. Foarte important, pentru a preveni eventualele dezechilibre la aterizare, profesorul se va poziționa în această zonă. Din poziția ghemuit sprijinit cu palmele pe ladă, săritură dreaptă cu aterizare pe saltea de pe două module sau de pe șase module. Cu elan de 3-5 pași, bătaie pe două picioare, fără trambulină, așezarea palmelor pe ladă, săritură cu așezarea tălpilor pe ladă, 2-3 module, cutii. Cu elan de 3-5 pași, bătaie pe două picioare, fără trambulină, așezarea palmelor pe ladă, săritură cu așezarea tălpilor pe ladă, urmată de săritură dreaptă, cu aterizare, pe saltea, 2-3 module, cutii. Cu elan de 7-8 pași, bătaie pe două picioare pe trambulină și așezarea palmelor pe ladă. Cu elan de 7 pași, bătaie pe două picioare pe trambulină, așezarea palmelor pe ladă, săritură cu așezarea tălpilor pe ladă. Execuția finală Greșeli posibile pe alergarea nu este uniform accelerată, elevul încetinind înainte de bătaie. Bătaia nu se efectuează energic pe două picioare, rezultând o înălțime prea mică a desprinderii după bătaie. Nu se realizează o grupare a segmentelor și ridicarea genunchilor spre piept. La coborârea de peladă, desprinderea este joasă, uneori având aspectul unei simple pășiri în adâncime. Lipsa sincronizării picioarelor și a brațelor în momentul desprinderii de peladă, lipsind extensia. Capul se duce înainte, privirea este orientată în jos, fapt care nu permite o aterizare stabilă. Se realizează pași înainte. Rolul profesorului este de a asigura aterizarea. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială numărul 1 Cernavădă, județul Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Daniel Băietu. Cred în educație în educație fizică și sport. Cred.